Bună tuturor! Numele meu este Delia Pope. Sunt consilier intuitiv și ajut oamenii să își lărgească perspectivele. Am fost întrebată de ce mă leagăn. De ce mă leagăn în timp ce accesez informațiile? Câteodată am un fel de legănat. Ei bine, răspunsul este: nu știu sigur. Eu însă am observat că de curând am început în unele momente, în unele stări meditative, nu de fiecare dată când intru în nivelul meditativ, nu la fiecare meditație sau la fiecare conectare cu prietenii mei, se întâmplă acest lucru, dar uneori, da, am simțit eu însă. Mi-am dat seama că, wow, dar de ce mă legă? Și pentru că mi-am dat seama că mă întrebam, dar de ce mă legă? Și continuam să mă legă. Mi-am dat seama că este ceva involuntar. Nu mă legă pentru că așa îmi vine mie atunci pe moment, ci pur și simplu mi se întâmplă și v-am spus de câteva ori m-a surprins și pe mine. Și desigur, i-am întrebat pe ghizii mei, n-aș putea spune că mi-a oferit un răspuns foarte clar. A fost ceva vag, de genul: sunt energiile noastre. Ok. Din această sintagmă foarte cuprinzătoare oferită de ei, sunt energiile noastre, pot să spun că senzația mea este că sunt anumite momente în care poate energiile, transmisiunea cumva, este mult mai puternică. Nu știu din ce motive, pentru ce motive, în ce scop, n-aș putea să vă spun, însă este mult mai puternică. Și atunci corpul fizic reacționează în mod fizic. Aș mai putea spune că este posibil ca în anumite momente să mă conectez cu anumite ființe, anumiți ghizi, în alte momente mă conectez cu alți ghizi din altă dimensiune. Pentru că, așa cum știm, chiar pe pământ, acum, aici, trăim cu toții, trecem, ne plimbăm dintr-una într-alta în vreo trei dimensiuni, poate chiar mai multe. Dar cel puțin trei se pare că sunt. Dimensiunea 3, dimensiunea 4, dimensiunea 5. Da? Dar dimensiuni sunt mult mai multe, din câte am înțeles. Așadar, atunci când o ființă care există într-o dimensiune cu o vibrație mult mai înaltă și mult diferită de vibrația corpului meu fizic, se conectează cu mine, este în preajma mea, este în apropierea mea, este cumva în câmpul meu energetic. Desigur că vor exista interferențe, ca și la undele radio. Dacă nu reușim să reglăm foarte bine, nu sunt aceleași unde, mai există bruiaje, da? De mai încalecă undele peste altele, da? Cam așa simt că se întâmplă și în cazul energiilor, acestor ființe care există în planuri diferite de planul nostru fizic, cu vibrații diferite, frecvențe diferite. Astfel că și reacțiile corpului nostru fizic vor fi diferite.
Și de ce să nu spunem pe a dreaptă că ni se mai întâmplă câteodată, chiar și între noi, oamenii, corpul nostru să reacționeze? Nu vi s-a întâmplat niciodată să dați mâna cu cineva și să vă electrocuteze? Sau să fiți în apropierea cuiva și acea persoană să spună ceva într-un mod foarte entuziast sau foarte uimit sau foarte wow, impresionat de ceva și să simți că ți se electrizează părul pe tine, se ridică, se face pielea de găină și așa. Nu? Nu ați simțit? Sigur că ați simțit. Este o reacție fizică a corpului la o energie puternică emanată de acea persoană. Sau, dacă nu puternică, cel puțin diferită de a ta. Bun, cam asta a încercat să fie un fel de explicație, pentru că v-am spus, sigur, nu știu de ce mă legăn și de ce câteodată mă legăn, câteodată nu mă legăn. Pentru mine este simplu. Dacă nu este ceva ce îmi face rău, dacă este ceva ce, dimpotrivă, mă face să mă simt bine, de multe ori cred că nici nu-mi dau seama că mă legăn. Au existat câteva momente când, într-adevăr, mi-am dat și eu seama, eu, mi-am dat seama, simțeam că, wow, dar de ce mă mișc? Și, dar eu continuam să mă mișc, da? Corpul continua să se miște, însă eu totuși mă întrebam, dar, alo? Alo? Poliția? De ce te miști? Nu continuează să se miște. Deci, în mod normal, în momentul când te întrebi, descoperi ceva la tine și te întrebi, de exemplu, dai din picior. Mamă, dar de ce dau din picior? Acea întrebare transmite mesaj că, wow, ok, oprește-te. Ei bine, atunci când ceva este involuntar, nu-l poți opri. Când este dincolo de barierele conștientului tău, nu-l poți opri. Este dincolo. E guvernat de alte legi. Și atunci, lucrul pe care pot să-l fac eu este să decid eu pentru mine dacă îmi face bine sau îmi face rău. Și cum nu am observat că îmi face niciun rău, nu am observat nici că îmi face cine știe ce bine, dar nu îmi face niciun rău. Așadar, să mă conectez cu ei și să primesc mesaje și energie pozitivă de la ei îmi place și îmi face foarte bine. Așa că dacă aș vrea să opresc legănatul acesta involuntar în nivelul meditativ, poate ar trebui să opresc conectarea cu ei, ceea ce nu îmi doresc. Așadar, dacă este să mă mai legăn din când în când, mă simt bine cu legănatul. Bun, am explicat mult prea mult. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine.